Bună seara și bine v-am regăsit. Începem emisiunea Dale Buzoianului. Este emisiune de promovare electorală, iar în studioul Campus TV îl avem invitat pe senatorul Constantin Popa de la UNEPR. Dânsul, așa cum bine știți, este candidatul UNEPR pentru funcția de primar al municipiului Buzău. Domnule Constantin Popa, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa buzoienilor. Nu este prima dată, mă simt, cum am mai spus, la campus ca și acasă și mă pun la dispoziția dumneavoastră ca să răspund la tot ce poate fi interesant pentru telespectatori și pentru buzoieni în general. Vă mulțumesc pentru prezență, dăm startul împreună campaniei electorale la Campus TV și o să vreau să-mi spuneți câte ceva despre prima zi de campanie. A fost prima zi de campanie, ce ați făcut astăzi? Dacă o să-mi permiteți, o să vă răspund ca de obicei neconvențional. Adică nu vreau să vin cu un discurs de ăsta așa ca la toată lumea. Și o să vă răspund într-un articol pe care l-am citit undeva, nu mi-aparține, și de unde am tras ceva învățăminte, învățături. Am învățat mult din lucrul ăsta. Și lucrurile stau cam așa. Se spune că a urcat un actor pe scenă, a spus o glumă, toată lumea a râs. Am mai spus-o încă o dată, au râs mai puțin. Am mai spus-o încă o dată și n-a mai râs nimeni. Unde e legătura cu campania electorală? Toate campaniile electorale de 26 de ani încoace se fac într-un fel anume. Toată lumea pune afișe, toată lumea face promisiuni, care mai de care mai ireale sau mai tentante. Mai mult decât atâta, îi vezi pe la uși, dând mâna cu cetățeanul, încrezător, domne, eu sunt candidatul și am să fac luna după ce o să o aduc aici la Buzău. Lucruri care de 26 de ani încoace nu s-au întâmplat, după cum probabil că toți știm. Orașul nostru este municipiul Buzău și chiar județul, e încă cenușiu, încă avem multe de făcut, nu s-au făcut nici mare lucru, dacă să ne gândim bine, trăim într-un municipiu la care eu îl consider cel puțin cu 20 de ani în urmă față de un oraș civilizat din Europa emancipată, ca să spun așa. E greu să te apuci acum să faci ce au făcut alții înaintea ta, pentru că e precum povestea aia cu vine lupul. Numai că e opusul acum. Dacă tot te duci să spui la oameni, domnule, am să fac și am să dreg și până acum nu s-a întâmplat, de ce te-ar crede pe tine când atâți au promis și nimeni n-a făcut nimic? Și atunci am preferat să iau legătura cu cetățeanul așa cum am putut mai bine, adică am încercat să trimit mesajele mele scris, prin intermediul dumneavoastră, prin alte mijloace mass media, în care am transmis un mesaj clar pe care îl transmit și astăzi la debutul campaniei electorale. Nu o să promit lucruri care nu pot fi făcute. Nu promit lucruri de dragul de a promite. Și asta cred că s-a văzut și în ceea ce s-a numit activitatea mea ca senator al României. Ați avut foarte multe proiecte și probabil că până se va termina mandatul veți mai avea idei pentru a-i ajuta pe oameni. Sigur că da. Dar reamintiți-vă că n-am promis că o să fac luna după cer. Am făcut și după aceea am spus, da, domnule, asta s-a întâmplat, asta nu. Același lucru am să fac și în această campanie, candidatura mea la primăria Buzăului. Am să-mi transmit mesajele clar și simplu. Cine o să mă întrebe, am să răspund fără să mint, ce pot să fac, ce știu să fac, ce vreau să fac. Și în felul ăsta o să încerc să conving un segment de oameni că nu sunt un lăudăros, că nu le bat în poartă să le câștig simpatia doar pentru un vot și că chiar îmi doresc să fac lucruri serioase pentru municipiul Buzău. Asta în condiția în care și domnilor vor dori sau mă văd în acea poziție.
O să vorbim și despre proiectul pe care dumneavoastră îl aveți pentru Buzău, pentru că bănuiesc că aveți câteva puncte clare, chiar dacă nu vreți să faceți promisiuni. V-ați gândit la soluții pentru problemele buzoienilor. Dar înainte de toate aș fi vrut să vă întreb, pentru că este prima zi de campanie, ce activități v-ați programat pentru această campanie? Veți merge în stradă? Veți vorbi cu oamenii în continuare? Da. Avem un grup de oameni, de susținători ai mei, care vor circula cu un soi de urnă, în care vom colecta sugestiile pe care le au cetățenii pentru un viitor primar. Adică vreau să aflu direct din gura cetățeanului ce cred domniilor că e mai bine pentru Buzău, ce le lipsește, ce ar trebui să facem. Asta nu pentru că n-aș ști eu, dar cred că cel care consumă e primul care trebuie să spună opțiunea. Și așa că fiecare echipă care mă va reprezenta pe raza municipiului va avea asupra ei un carnețel, așa, cei care vor dori să scrie singuri opțiunile sau sfaturile sau sugestiile o vor face, cei care nu vor dicta și vor scrie oamenii noștri, chiar cei care vor să mă înjure, îi rog să scrie acolo, pentru că voi citi și înjurăturile, că sunt, fac parte din jocul politic. Așa, important este să văd că oamenii doresc să comunice cu candidații la primărie. Nu vor doar să asculte promisiuni făcute de multe ori în deșert și aproape fără fundament. Pentru că ați văzut și dumneavoastră de-a lungul timpului câte nu s-au promis, ați văzut și câte s-au realizat, au văzut și domniile lor. Am să încerc să fac o campanie altfel, o campanie curată, o campanie în care n-am să spun cât de răi sunt alții, am să spun cât de bun pot fi eu. Asta am de gând să fac. Acum, văd că dumneavoastră doriți să spun niște lucruri punctuale, că probabil că am să vopsesc în altă culoare Palatul Comunal, că asta nu e bună, sau în mod sigur o să fac o parcare pe 8 nivele, poate chiar în Piața Dacii sau știu și eu lângă Piața Centrală unde a ta nevoie. Nu, n-am să fac o asemenea promisiuni, pentru că nu știu dacă ele pot fi susținute financiar de bugetul primăriei și nu cred că la momentul ăsta primăria are un asemenea buget pentru așa ceva, dar cred că se pot face lucruri simple și eficiente pentru municipiu, cel puțin în prima fază, până când lucrurile într-o primărie, așa cum este cea a Buzăului, vor intra în normal. Știți foarte bine că primăria a fost zguduită de fel de fel de scandaluri, a fost zguduită de chiar de cum spun, de rezultatul unor controle din care nu s-a ieșit destul de bine. Nu știm încă ce datorii, ce credite are primăria la momentul actual. Din auzite și din informații pe care am, se pare că e destul de îndatorată, s-au întâmplat lucruri destul de, nu știu dacă ciudate, dar oricum nu știu cât de gospodar au reușit să fie în timpul ăsta, și asta nu înseamnă că îl critic pe unul sau pe altul. Eu spun ce s-a întâmplat, ce spun oamenii, ce cred oamenii despre actualitatea primăriei din ultimii 26 de ani. Și spuneți că nu știți exact care sunt fondurile pe care le veți găsi la primărie în cazul în care oamenii vă vor alege. Foarte mulți dintre candidați au vorbit despre fonduri europene. Nu v-ați gândit la o astfel de alternativă? Fără doar și poate că am în vedere fondurile europene, vă dați seama că vin din Senat, vin de la Comisia de Buget Finanțe și normal că iau în calcul fondurile europene. Normal că iau în calcul posibilitatea de a promova anumite proiecte cu ajutorul fondurilor europene. Doar că ați văzut foarte bine ce s-a întâmplat în ultimul timp. Ministrul fondurilor europene se pare că a fost schimbat tocmai pentru faptul că n-a reușit să facă nimic în sensul ăsta. Nu, am să fiu prudent în promisiunea pe care le fac în campania electorală, pentru că nu doresc să mă scriu în categoria mincinoșilor. Doresc să rămân așa cum sunt acum, un om care face și nu promite, un om care spune am făcut și nu voi face. Vă imaginați că odată ce mi-am depus candidatura pentru primărie, cunosc nevoile buzunarului. Am văzut pe propria piele că trotuarele sunt așa cum sunt foarte multe străzi neasfaltate, sunt zone în care
cetățeanul avea nevoie de gaze, ele nu sunt acolo. Sunt multe nevoile Buzăului. Sunt multe și multe dintre ele pot fi remediate relativ urgent, dacă suntem destul de gospodari. Dar, repet, cred că oamenii s-au săturat după 26 de ani să promită marea cu sarea și să nu se facă nimic. Totuși, cred că... Eu am să fiu zgârcit în promisiuni. Ar trebui și să sper... ne spuneți câteva dintre priorități, chiar dacă nu vă să promiteți ceva. Și nu sper, sunt sigur că am să fac mai mult decât s-a făcut până în momentul ăsta. Deci eu cred că am demonstrat-o cu ocazia acestui mandat de senator, că mi-am făcut datoria cu prisosință, aproape militarește, acolo unde am fost trimis de către cetățenii Buzăului. Spuneați că nu veți schimba culoarea palatului și am sesizat ironia dumneavoastră, dar în relația cu oamenii, cum veți fi ca primar dacă buzoienii vă vor alege? Îi veți primi în audiență la ore fixe, în anumite zile, sau veți fi un primar mai deschis? Acum, noi care ne cunoaștem bine știți că eu nici în calitatea pe care am de senator nu prea am avut ore de audiențe. Audiențele mele au fost făcute la domiciliul clientului, cum ar veni. Deci, atunci când cineva a avut nevoie de mine, ori m-am dus imediat acolo unde era nevoie, ori ne-am întâlnit pe loc. Cred că cei care mă cunosc știu că sunt un tip popular, un tip care nu fac uz de vreo funcție, oricare ar fi ea, și că am fost prezent exact în locul unde a fost nevoie de mine. Era acolo unde am reușit, unde am putut să rezolv o problemă, n-am stat mult pe gânduri și am rezolvat-o. Acolo unde n-am reușit, pentru că nu, în viața asta nu reușești chiar tot să-ți propui, cel puțin am depus efortul și nu m-am lăsat... Nu m-am lăsat până când n-am obținut ceva, dacă nu tot ce trebuia să obțin pentru persoana respectivă. Și v-am dat exemplu cea cu pensionarea în persoanelor cu, din categoria de muncă 1 și 2. Problema pe care noi am vrut să o rezolvăm cu ajutorul, bineînțeles, al senatorului și al Camerei Deputaților. Adică am reușit să convingem colegii că e un lucru necesar. De altfel, multe dintre proiectele propuse de dumneavoastră sunt așteptate de buzoieni să fie și acceptate, să fie finalizate, pentru că i-ar ajuta pe foarte mulți, deși le-ați gândit bine, ați știut care sunt categoriile care ar avea nevoie de ajutor. Dar pentru că am început să vorbim despre campanie electorală și nu cred că există buzoian care să nu vă cunoască, însă pentru că așa ar fi bine pentru cei care ne urmăresc să vă faceți și o prezentare, prezentarea candidatului Constantin Popa, o să începem de la mesajul de aseară al președintelui României, Klaus Iohannis, care a ținut să le spună românilor de la Palatul Cotroceni să urmărească emisiunile de dezbateri și de promovare electorală și să-i urmărească pe candidații la alegerile locale dacă sunt, dacă acel candidat este integru, bun gospodar, cinstit și serios. Aș vrea să ne spuneți câteva dintre trăsăturile care demonstrează că sunteți, așa cum a spus și domnul președinte al României. Este prima dată când sunt de acord cu domnul Iohannis. Într-adevăr, oamenii trebuie să urmărească aceste emisiuni și trebuie să vadă dacă într-adevăr persoanele care încep să promită vârși uscate au într-adevăr capacitatea de a pune în practică aceste lucruri. Eu am mai spus-o și cu altă ocazie. Oamenii gospodari sau așa numiți tehnocrați, cei care știu ce au de făcut într-o funcție publică, de administrație publică, de obicei nu sunt buni oratori. De obicei, nu o să-l vezi pe unul care cu adevărat se pricepe la un management că va avea un discurs ăsta mișcător. Nu. Fiecare om are calitatea lui. Unii știu să vorbească foarte, foarte bine și să te convingă că cerul este maro și nu albastru. Alții știu să facă. Eu, repet, de-a lungul timpului și din copilăria mea și până în momentul de față, am demonstrat că știu să fac. Și, repet, cei care nu mă cunosc și cei care vor să mă cunoască se vor interesa, ori să vadă că am muncit mult, am fost un om muncitor, un om care mi-am gestionat bine și afacerea, și familia, și chiar și viața. Sunt un tată al 4 copii, sunt căsătorit, mulțumesc la fel la toată lumea, sunt căsătorit de 25 de ani
cu soția mea, cu Magda, cu o doamnă superbă, o femeie cu care mă mândresc și care mi-a fost alături și la bine și la rău, un lucru esențial pentru o familie. Am fetele mari care sunt educate, una dintre ele o să-mi facă în curând și surpriza de a mă face bunic și cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc și să o felicit. Cealaltă fată e un elev silitor, un copil bun. Cea mai mică fata mea are 1 an și 5 luni. E o păpușică, oamenii probabil că o cunosc mulți după Facebook, pentru că eu pe pagina de Facebook n-am făcut politică, sau chiar dacă am făcut, am făcut foarte puțin. Mai mult am promovat-o pe cea mică, pentru că era chiar drăgălașă și mi s-a părut mai importantă asta pentru prietenii mei decât să mă pun să spun lucruri de care nu-i interesează. Pentru că ați văzut că interesul pentru politică în momentul de față este destul de scăzut. Încrederea pe care populația o are acum într-un politician sau într-un candidat care vine la televizor coleric și spune că ăla a furat, ăla nu și-a mai făcut, vine cu un soi de reclamație, spune, uite cum sunt ăștia, dar eu sunt perla coroanei, sunt un băiat care chiar n-am făcut nimica și eu merit să fiu ales de dumneavoastră. Nu, n-am să țin un asemenea discurs distinsă domnișoară și știți că nu mă caracterizează, nu mă pot lăuda singur, ar fi ridicol din partea mea, nu o să mă pun să spun acum cât de frumos sau cât de deștept sunt eu. Am venit într-adevăr la o emisiune electorală ca buzoieni să mă vadă, să mă cunoască, eu sunt candidatul UNEPR-ului pentru primăria Buzăului, am în spate o istorie, o puteți găsi pe site-ul Senatului, au mai fost emisiuni în care ne-am văzut, am participat la fel de fel de dezbateri și de fiecare dată am spus sincer și drept ce am gândit și ce îmi doresc pentru dumneavoastră și pentru Buzău. Nu o să încerc acum în ajun, cum spune românul, să îngrași porcul. Am aceleași idei care le-am avut și până acum, de 3 ani și jumătate încoace. Vă doresc și îmi doresc ca orașul nostru să fie bine de 3 ani și jumătate și acum îmi doresc același lucru. Îmi doresc să trăim într-un oraș frumos, vesel, dacă vreți, un oraș care să ne inspire încredere, siguranță, un oraș în care, hai să folosesc și un stereotip, să nu existe corupție, un oraș în care să ne simțim într-adevăr ca acasă. Iar munca pentru ca acest dezirat să se întâmple este o muncă comună, adică eu, în calitatea pe care o am de candidat și posibil ales, vedem, asta rămâne la dumneavoastră, și dorințele pe care dumneavoastră le veți exprima de fiecare dată când veți avea ocazia. Domnule Constantin Popa, pentru că a spus că nu vreți să faceți promisiuni, știu că de foarte multe ori, de fiecare dată de altfel, când ați fost prezent în emisiunile noastre, le-ați răspuns telespectatorilor și ați încercat să le oferiți o soluție pentru problemele pe care le prezentau. Din ceea ce ați reținut până acum, care credeți că sunt problemele cele mai mari ale buzoienilor? Unde ar trebui acționat cu prioritate pentru a face viața mai ușoară celor care trăiesc în Buzău? Sunt multe. Deci eu am să spun pe cele mai importante și la care chiar am și lucrat de la Tribuna Parlamentului. Avem o problemă cu locurile de muncă în municipiul Buzău. Avem o problemă cu faptul că sunt destul de mulți copii care stau acasă și părinții lor lucrează în străinătate. Deci trebuie să facem cumva să ne readucem tinerii și oamenii calificați înapoi în municipiul nostru, pentru că avem atâta nevoie de ei. Să vă spun că avem o infrastructură proastă, nu mai niciun secret pentru nimeni, adică cred că așa de mult au bătut Pampiu contra candidații mei, încât ca să vin și eu cu aceeași placă, mi s-ar părea ridicol. Asta e un lucru pe care e știut. Că avem o infrastructură proastă, că avem trotuare impracticabile, că la piața centrală este foarte greu să parchezi o mașină, că mijloacele de transport în comun sunt ori scumpe, ori neadecvate.
Sunt lucruri pe care le știu atât de bine cu toții, vă dați seama că eu vin din calitatea de cetățean până la urmă în candidatura asta și le cunosc atât de bine încât mi s-ar părea hazdiu ca să mă mai spun încă o dată Buzoianul, ceea ce știu foarte bine. Vă repet, tocmai asta e și motivul pentru care în această campanie electorală eu și cu echipa pe care mi-am ales-o o să mergem acasă la Buzoian și o să-i spunem: te rog, spune-ne pe o hârtie ce nu-ți place în Buzău, ce ți-ai dori să facem. O să aduc pe masa dumneavoastră în finalul campaniei toate aceste sesizări sau sugestii pe care Buzoianul le are. Nimeni nu poate să spună că o persoană, un candidat, el singur va schimba Buzău. Nu. Buzăul vom schimba împreună, dacă ne va aștepta bunul Dumnezeu să ajungem acolo. Sau nu? Ce îmi puteți spune despre echipa dumneavoastră? Bănuiesc că din partea UNPR sunt candidați și în județ. Bănuiesc da. Că vă susțin cei din UNPR. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre ce se întâmplă și în partid. Deci avem o echipă tânără, avem și oameni tineri, dornici de afirmare, oameni care până acum puțin dintre ei au fost înregimentați politic, oameni noi, pot să vă spun, oameni care au avut nevoie de foarte mult curaj ca să înscrie într-o cursă electorală, pentru că cu legea electorală pe care o avem acum e destul de complicat să poți să vii cu un proiect în fața cetățeanului. Ați văzut foarte bine că de azi încolo nu avem nevoie decât să punem un simplu afiș și cam atât. Sunt oameni dornici de acțiune, oameni dornici să facă bine, oameni care s-au săturat de multe lucruri din satul lor, din comuna lor, care nu funcționează, s-au săturat de corupție, s-au săturat de incapacitatea unora, și n-am să numesc pe nimeni aici, de a gospodări corect, nu numai fondurile comunei, ci și acele fonduri europene de care vorbeați dumneavoastră. Pentru că nu mai e un secret pentru nimeni că corupția a avut așa un nivel ridicat, nu numai în municipiul și în județul Buzău, încât o mare parte din bani au luat o altă cale decât cea pentru care erau programați ei să ajungă. Pentru ceea ce erau programați să producă, de fapt, acei bani. Banii aia erau programați să producă proiecte pentru municipiul și județul Buzău. Acum, mie nu mi se pare foarte schimbat nici județul și nici municipiul. Mi se pare că evoluția este destul de slabă, aproape inexistentă. Așa, faptul că punem încă două, trei floricele pentru un loc și mai tăiem iarba nu înseamnă că nu e mai bine. N-am văzut o cifră importantă în bugetul primăriei pentru investiții, n-am văzut nicio formă în care putem atrage aici la Buzău, nici în județ și nici în municipiu, ceva investiții care să asigure oamenilor locuri de muncă și de ce nu o viață mai bună. Avem într-adevăr câteva mall-uri, de suntem ca toți ceilalți. Mergem duminica la mall, ne mai jucăm un pic pe acolo. Iată că acum avem și un cinematograf, mulțumim lui Dumnezeu. Dar cam atât. Și eu zic că e puțin totuși pentru un cetățean român, buzoian, în 2016. Cred că se poate mai mult. Dacă ați intrat în această cursă pentru câștigarea funcției de primar al municipiului Buzău, bănuiesc că aveți și încrederea că veți reuși să le oferiți buzoienilor toate aceste schimbări despre care vorbiți. Dacă nu aveam această certitudine, și cred că dumneavoastră mă știți bine, nu mă înscriam în cursa asta. Deci eu nu mă bag în lucruri pe care nu le cunosc, nu fac lucruri pe care nu le știu. Ați văzut că pe sloganul meu electoral să fie știu, vreau și pot. Progresăm împreună. O să mai vorbim despre ceea ce puteți și despre cum vom progresa împreună după o scurtă pauză de publicitate.